Scurgere masivă de informații. Armata germană a anunțat că investighează suspiciunile de interceptare ilegală a unor conversații între mai mulți dintre ofițerii săi privind livrări de arme către Ucraina. Asta după ce presa rusă a publicat o înregistrare audio în care militarii germani de rang înalt vorbesc despre posibile livrări de rachete Taurus către Kiev. Purtătorul de cuvânt al Ministerului German al Apărării a declarat că nu poate confirma autenticitatea înregistrării, dar că Oficiul Federal pentru Serviciul de Contrainformații al Armatei investighează problema și vor fi luate toate măsurile necesare. Și discutăm acum despre acest subiect cu comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Vă mulțumesc! Cum ar fi putut fi posibilă o astfel de scurgere de informații la un nivel atât de înalt? Deja cred că există o explicație. Cei patru ofițeri germani au vorbit pe o platformă unde nu a existat niciun fel de criptare, pe Webex-ul pe care îl știm toți. Este incredibil, halucinant, nu? Să ignori că există și un astfel de pericol, să fie interceptată o discuție cu implicații majore. Da, aș vrea să reiau puțin evenimentele ca să înțelegem impactul. Germania au două instituții de contrainformații. Una este generală, un fel de serie a lor, Bundesnachrichtendienst, Oficiul de Protecție a Constituției, și unul specializat pentru armată, MADUL, Militärischenabschirm. De aceea cred că ambele se vor ocupa de această gafă. Sincer vorbind, este gafă, pentru că cei patru ofițeri nu aveau voie să discute despre caracteristicile tehnice și alte elemente legate de Taurus, pentru că în discuția respectivă se începe printr-un element de orgoliu. Unul dintre ei spune că a fost întrebat la München dacă Taurus chiar lovește, chiar explodează, spunea despre un jurnalist în Novice. Și după aceea încep să ajung până la câte rachete trebuie pentru pod. 10, 12 și așa mai departe. Adică această discuție nu dezvăluie, de exemplu, parametrii secreți ai rachetei Taurus. Dar discuția în sine vorbește despre lovirea unui pod, despre elemente care țin de militar și, firește, au un impact major la public în contextul în care se știe că Rusia este teamă că Germania până la urmă va livra aceste rachete, deși cancelarul german nu ar vrea. Cred că ăsta este și motivul pentru care foarte probabil ruși au fost cei care au interceptat, pentru că înregistrarea a apărut pe site-ul doamnei Simionova, cunoscută de la Russia Today. Ce știm despre aceste rachete Taurus? Taurusul seamănă cu rachetele pe care deja le-au livrat francuzii și germanii, Storm Shadow și britanicii. Storm Shadow de la britanici și Scalpul de la francuzi. Sunt rachete de croazieră, numai că Taurus are un avantaj major. Raza de acțiune este spre 500 de kilometri, aproape dublă decât celelalte, și asta permite ar permite ucrainilor să lovească obiective în adâncimea teritoriului ocupat de ruși sau rusesc. În fond, asta este și teama politică la Berlin, ca arme germane să nu lovească în adâncimea teritoriului rusesc, și ezitarea politică. Este o întreagă discuție la Berlin despre livrarea sau nu acestor rachete. Până acum cancelarul a tot spus nu, chiar și britanicii au încercat un fel de, ceea ce fac de obicei germanii, un fel de ringtausch. Germanii să dea Taurus britanicilor și britanicii să transfere ucrainienilor Storm Shadow. Și care ar putea să mai fie alte efecte în toată această problemă pentru războiul din Ucraina, pentru Germania? Ce implicații ar mai putea să mai aibă această dezvăluire? Efectul este major, pentru că rușii l-au exploatat imediat. L-am avut pe Medvedev, care a făcut legătura cu istoria. Între ghilimele, naziștii sunt la fel cum au fost și acum. N-a spus așa, dar cam asta ar fi ideea. Din nou, dușmanii istorici gândesc să ne lovească
eu știu, teritoriul, ideea fiind vechea poveste, fasciștii sunt din nou aici, așa cum ucrainienii sunt fasciști acum, sau noi români eram fasciști în 1991 când rușii au atacat Republica Moldova în Transnistria. Întotdeauna referirea se face la extrema dreaptă, pentru că extrema stângă, deși Stalin spunea că tot ce-i verde se face roșu, a fost contrapus în al doilea război mondial. Există acest tip sovietic de a desemna dușmanul. Imediat Lavrov a ieșit și a avut o reacție de același gen, că dușmanul german este aici. Și în final, propagandistic, Rusia a dat o lovitură în urma acestei gafă. Cei patru ofițeri nu aveau voie să discute pe o platformă deschisă, necriptată. Dar asta este, s-au simțit în siguranță și cred că dacă nu vor pica capete, oricum se vor lua măsuri stricte, pentru că impactul este foarte mare. Rusia cred că poate obține o amânare și cred că ăsta a fost scopul. Este mare teamă, foarte probabil, la Kremlin, că Germania va livra aceste rachete, repet, rază de acțiune dublă față de Storm Shadow și Scalp, ucrainienilor. Asta ne mai spune ceva, faptul că rușii monitorizează atent, sunt foarte, foarte prezenți, spuneați, pe o platformă, iată, necriptată. Care erau șansele să poată să intercepteze o așa discuție? Șansele sunt foarte mari. Orice specialist în cyber o să vă spună faptul că suntem spionați întotdeauna, în sensul în care rețelele neprotejate pot fi foarte ușor interceptate. Dar obișnuința este a doua natură. Cred că și mulți dintre europeni, lăsând deoparte naivii sau coloana a cincea, idioții utile a lui Putin, foarte mulți încă nu realizăm că trăim cu un război lângă noi și că noi înșine suntem ținte, de vreme ce, cum spune Kremlinul, vestul este împotriva lui, în sensul în care Ucraina este ajutată de către noi.